Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi mergem la cules. La cules niște plante. De fapt, de drept, vom culege două plante. Una dintre ele este o plantă care a încercat să fie interzisă prin lege folosirea combinației dintre această plantă și apă și stropită în grădină. Și imediat o să vă dau detaliile despre ce este vorba. Și o altă plantă care o întâlnim la tot pasul, dar care este excepțională. Și pot spune că după ceva perioadă de studiu și observat rezultatele, am reușit să fac o combinație din aceste două plante cu care se stropesc în grădină și care au un rol și de fungicid, și de insecticid, și de îngrășământ, și de tonic al plantelor, și care merge de minune atât în grădina de legume, cât și la pomii noștri. Iar astăzi o să vă prezint cum să pregătiți acest macerat, pentru că este vorba despre un macerat, și după aceea rămâne să-mi spuneți în comentarii, bineînțeles, peste vreo lună, două, cât de util v-a fost și cât de surprinși ați rămas în urma folosirii acestei substanțe. Eu m-am prins pe aici prin sălbăticie, a trebuit să iau camera asta, bine, folosesc cu telefonul, pentru a ajunge să culeg prima dintre aceste plante. Ia să fixăm noi aici și camera asta să vedem, așa, și bineînțeles că v-ați dat seama că prima este urzică, unde nu folosim noi urzica, întrebuințările urzicii fiind unele uimitoare. Se folosește împotriva căderii părului, se folosește ca tonic pentru sănătate, se folosește ca unguent, se folosește, este cea mai hrănitoare plantă după pământ, infuzii pentru boli cardiace, pentru diabet, pentru absolut orice. Deci urzica, eu pot spune că e planta minune care a lăsat-o Dumnezeu pe acest pământ și pe care eu o culeg azi. Și combinația dintre urzică și apă, adică maceratul de urzică, s-a încercat, mare atenție, a fi interzis prin lege, adică folosirea, prepararea și folosirea lui, de 3 ori în Franța. Chestia asta a iscat mișcări ale maselor puternice, fermierii au ieșit, au făcut și au reușit într-un târziu să scoată din pachetul legislativ această combinație. Și stau și mă gândesc, bă, de ce ar încerca un stat prin lege să-ți interzică să pui, de exemplu, un kilogram din această urzică în 10 litri de apă, să-l lași la soare 7 zile, după care să stropești plantele tale în grădine, ca așa vrei tu. Ce are? Nu, păi nimic ciudat. Ei bine, se pare că acest macerat, și este demonstrat, are un efect extraordinar pentru plantele dumneavoastră. Și pentru cei care deja ați mai văzut vreun material al meu despre macerat, pentru că am un material pe canalul meu, știți despre ce este vorba și știți cum acționează el. Dar pentru cei care nu știți, o să vă spun imediat. Decât că în combinație cu această urzică vom mai folosi o plantă, așa cum v-am spus. Am făcut pe cât posibil, am cercetat împreună cu câțiva colegi de-ai mei, pentru că asta facem noi, că nu avem ce face, observăm, vedem ce se întâmplă și randamentul este unul uimitor. Eu termin de cules urzicile, după care mergem să culegem cealaltă plantă. Da, cred că este suficientă, iar acum mergem în căutarea acelei de-a doua plantă. Iată, ne ajungem și într-un habitat natural unde crește această plantă sau unde o puteți întâlni. Și așa cum vedeți aici, sunt zone umede, zone cu pârâiașe, zone pe lângă marginea pădurilor, acolo unde se scurge apa, acolo unde ține umiditate, pajiști, cum este cea de aici, de lângă mine. Și în aceste habitate noi putem găsi ceea ce ne interesează pe noi și anume, probabil ați ghicit, coada calului. Haideți să întorc camera și să vă arăt exact cum arată, pentru a o identifica foarte ușor. Și după cum vedeți, aici este o pajiște, da? În spatele meu este un pârâu, iar acest microclimat umed permite apariția acestei plante minunate, numită coada calului. Da? Iar în anumite perioade ale anului, mai târziu, atinge niște dimensiuni impresionabile, se duce uneori până la un metru, iar atunci când ele sunt mature, recoltați doar vârful plantei. Acum ele sunt mici, sunt tinere, sunt crude și este suficient de puternice, de suficient de bogate în aceste substanțe pe care ne interesează pe noi, mai ales bogate în siliciu, pentru că asta
urmărim noi cel mai mult și o să vă explic după ce vom prepara acele substanțe, cum anume acționează această plantă. Badacalul este de fapt de drept o plantă medicinală care ne ajută și în medicina naturistă, la fel cum este și urzica, și în general pe aceste pajiști găsim tot felul de plante naturale și plante bune sănătății noastre, ciuboțica cucului. Vedeți acolo cel mai puternică plantă care ajută la sistemul respirator. Avem aici undeva în jur papădie care vindecă 1001 de boli. Avem cimbrișor. Avem o grămadă de plante benefice sănătății noastre, dar nu pentru ele am venit azi, în schimb am venit pentru această coada calului pe care o vom recolta în scopul nostru. Iată, eu zic că am reușit să strâng cantitatea necesară care ne trebuie azi și nu ne mai rămâne nimic de făcut decât să mergem să o punem la plăpădit și să vă explic cum funcționează de este atât de eficient. Iar acum că am reușit să culegem cele două plante minune, urmează procesul de producție, prepararea soluției în sine. Pentru că, după cum o să vedeți, totul se leagă de procesul de fermentare. Pentru a scoate substanțele active din aceste plante și a le folosi în beneficiul nostru și al plantelor din grădina noastră, trebuie să trecem acest proces printr-un proces de fermentare. Dar până atunci, haideți să vă arăt proporțiile pentru a înțelege mai bine. Eu de obicei cântăresc ceea ce fac, cam așa la această concentrație mi-a dat mie rezultatele cele mai bune, dar am observat că un procentaj de 10-15% în plus și la apă și la plante nu ar fi oarecare problemă. Și de aceea eu obișnuiesc să cântăresc. Dacă nu aveți un cântar, puteți să faceți și așa la ochi, dar ar fi bine totuși să respectați ceea ce vă spun eu. Și tot ceea ce aveți nevoie este de 1 kg de plantă verde urzică, da? Foarte important, ar fi bine să nu aibă semințe. Dacă are semințe, îndepărtați-le, pentru că semințele mai târziu o să vedeți că le puteți duce în grădină. Dar nu este o problemă asta. Sau puteți recura apa la început. 1 kg. Aici am 1 kg, 9,95, 1 kg 100, cu cât cântărește sacul, ne încadrăm în parametri fără probleme. Și după aceea mai avem nevoie de 250 cu indulgență 300 de grame de coada calului, cea pe care am cules-o din acel habitat. Ia să vedem cât avem aici. Avem 330 de grame, cu cât e plasa, ne încadrăm fără probleme. Eu zic că sunt undeva la 260 de grame de plantă verde. După aceea aveți nevoie de un recipient. Un recipient în care să punem aceste plante verzi. Da? Eu folosesc găles pentru că le acopăr foarte bine, iar procesul acesta pe care îl fac eu de punere la fermentare mă ajută foarte mult. Am niște găles rămase de pe acasă, sunt foarte bune, le folosesc cu încredere. Și tot ceea ce mai trebuie dumneavoastră să faceți este să puneți aceste plante într-un recipient în care să vă mai intre și între 10 și 12 litri de apă. Pentru că, normal, rețeta pe care am făcut-o și concentrațiile la care am observat cele mai bune rezultate a fost cam la 10 litri de apă, între 10 și 12 litri de apă. Am făcut fructor, nu s-au văzut diferențe foarte mici. Fost planta verde, o să vedeți chiar dacă este voluminoasă, în câteva 2 zile, 3 zile or să se lase. Da? Înghesuiți foarte bine în recipientul în care vreți, dumneavoastră puteți folosi orice. Uitați, cam așa. Și după care veniți cu coada calului. O să vă explic imediat cum funcționează, pentru că este un proces foarte important, ceea ce facem noi aici. Și o să vedeți cum anume acționează ea și o să rămâneți uimit. Coada calului se testează pe scară largă, nu numai eu testez acest lucru. De fapt, de drept cu coada calului am aflat-o și eu de la un bun prieten de-al meu. Și este într-un stadiu de testare pe scară largă în culturile bio, pentru că ajută foarte mult la ceea ce o să vă prezint eu. Și peste această cantitate de plantă verde, turnați apă. Mare atenție! Dacă puteți, pe cât posibil, apă de izvor sau apă de ploaie sau apă de râu sau de unde vreți dumneavoastră, nu apă de la robinet, pentru că aceea conține clor. Clorul acționează ca un inhibator al procesului de fermentare. Dacă nu aveți sub nicio formă, puteți pune apă de la robinet, dar înainte să o puneți, lăsați-o 24 de ore să stea într-un recipient deschis, pentru că clorul în general se evaporă și atunci puteți să-l folosiți. Iar eu peste această plantă verde, exact cum am spus,
pun 10 litri de apă. Uneori puteți, v-am spus, dacă scăpați un litru de apă în plus, nu este o problemă. Și tot ce mai trebuie dumneavoastră să faceți este să puneți un capac și să lăsați acest recipient într-un loc în care nu bate nici soarele foarte puternic de el, în el, într-un loc în care nu este nici foarte răcuros. O terasă, la umbra unui pom, undeva unde să fie la temperatura zilei. Iar acest lucru este foarte important. Bun. Recipientul, așa cum am spus și dumneavoastră, după care discutăm să vedem cum anume acționează această substanță și care este rolul ei. Iar acum, haideți să detaliem puțin toată povestea asta pentru a înțelege mai bine cum anume acționează această substanță și care este rolul ei. După ce o puneți în acel recipient, o lăsați între 5 și 7 zile la fermentat. După această perioadă, luați lichidul acela de acolo, îl strecurați și îl puneți într-un recipient, într-un bidon de 10 litri, într-un alt recipient, unde vreți dumneavoastră. După ce l-ați strecurat, din acea substanță puteți folosi 1 kg, 1 litru și o diluați cu 5 litri de apă. Nu contează acum dacă mai este apa de la robinet sau apă de izvor, oricare. Important este ca apa cu care faceți acea diluție să fie la temperatura aerului, undeva la umbră, să nu fie în soare, să nu fie o apă foarte caldă, dar nici o apă foarte rece, pentru că vă poate afecta plantele. Această substanță o luați și o dați pe plantele dumneavoastră, indiferent că vorbim de legume, indiferent că vorbim de pomi, dar cel mai bine pentru legume în momentul acesta, pentru că eu pentru asta am pregătit-o, ca să dau, urmează să plantez în câmp peste 3 zile, în grădina mea de lângă casă, tomate, ardei, diferite legume pe care le cultiv și cât îmi permite spațiu. Și tocmai de aceea am făcut acest macerat, pentru că în stadiu de răsad, atunci când stadiu este până în prima floare, prima dată stropesc o dată la 7 zile, dau azi o dată, mai dau la 7 zile, după aceea dau la 5 zile și după aceea repet la 7 zile încă de 2 ori. Ce face această substanță? Pur și simplu acționează pe mai multe părți. Ea este un fungicid natural, are niște proprietăți antifungice foarte puternice, este un insecticid natural care acționează ca un repelent. Mirosurile, uleiurile și toate astea care rămân pe suprafața plantei și la tulpina plantei prin scurgere au rolul de a îndepărta insectele, a ține insectele la depărtare. O să vedeți că miroase foarte urât această substanță, asta este. Nu avem ce să facem, dar este bio, este sănătoasă. Și ea totodată acționează și ca un îngrășământ foarte bun. Are un complex și un aport puternic de fosfor, de azot, de potasiu, exact ceea ce trebuie plantei pentru a înrădăcina mai bine în stadiul de răsat, pentru a dezvolta mai bine planta, pentru a crește, pentru a-și îndeplini toate procesele acestea fiziologice într-un mod cât mai bun, cât mai natural și vor avea un start foarte bun. Dar în afară de aceste beneficii, secretul reprezintă procesul de fermentare. De ce spun asta? După cum bine știți, în jurul nostru există niște drojdii naturale. Dumneavoastră probabil că ați văzut drojdia cu ochii liberi, așa cum am văzut-o și eu, în drojdia care pur și simplu facem diferite prăjituri cu ea în bucătărie. Este teoretic cam așa, cam același lucru, decât că aceea este una selecționată. Aceste drojdii se hrănesc cu zaharurile din pulpa plantelor. Adică ele, odată ce a intrat acest proces de fermentare și are un habitat propice în acea apă acolo, ele se dezvoltă, se mulțesc și mănâncă zaharurile la nivel molecular din plantele acelea care le-am pus noi acolo. Făcând acest lucru, aceste drojdii sparg toate aceste elemente, potasiu, fier, magneziu, tot săruri, minerale și tot ceea ce ține de această plantă și le lasă în acea zeamă pe care noi o strecurăm și o dăm pe plantele noastre sau la tulpina noastră, la tulpina plantelor noastre. Ceea ce este foarte important este că urzica, în momentul fermentării, la fel ca și coada calului, elimină și niște, pe lângă toate aceste substanțe care acționează direct, elimină niște enzime. Acele enzime acționează la nivel molecular rul plantei și ele stimulează imunitatea plantei. Coada calului este foarte bogată în siliciu și siliciu se știe
că este un tonic pentru plante și de aceea v-am spus, este încă în stadiu de cercetare și vor să se facă niște complexe foarte interesante pe bază de siliciu. Iar urzica vine din spate cu aport cu niște enzime, cu niște substanțe care acționează asupra plantei și care pur și simplu una ajută planta să înrădăcineze, ajută să dezvolte bine și corect, dar noi lucrăm la imunitatea plantei. Spre deosebire de substanțele chimice, unde noi atacăm agentul care atacă planta respectivă, noi când folosim substanțe chimice nu ținem cont dacă planta a crescut bine, n-a crescut bine, are imunitate sau nu. Plus că substanțele chimice slăbesc imunitatea plantelor, pentru că ele se luptă totuși cu o chimicală. În schimb, acest produs natural se bazează tocmai pe stimularea imunității plantei, astfel încât planta să devină cât mai puternică, cât mai adaptată la mediu și la microclimatul din grădina noastră și asta face acest macerat. Pur și simplu umblă la întărirea plantei și la imunitatea ei pentru a putea respinge majoritatea acestor boli. Și dacă folosiți și cealaltă tehnică pe care l-am prezentat-o în videoclipurile anterioare, cea cu bicarbonatul de sodiu, stropirea înainte să cultivați în câmp și venim și cu un aport de sulfat de cupru de tip MIF pentru a împiedica aceste ciuperci să se dezvolte în sol și cu aceste tonice pentru plantele dumneavoastră pe care vi le prezint eu azi, eu spun că succesul este garantat. Cel puțin pentru mine a dat un randament extraordinar și le folosesc cu încredere. Acum un an am ajuns să arunc pur și simplu tomatele, nu mai aveam ce face cu ele în grădină, chiar dacă am cultivat pe un spațiu foarte mic. Iar eu vă sfătuiesc să încercați această soluție, să încercați metodele mele. Nu este nevoie să generalizați. Dacă până acum ați stropit cu chimicale, stropiți cum doriți dumneavoastră, dar 3, 4, 5 plante acolo într-un colț, luați și folosiți aceste substanțe, aceste tehnici și o să vedeți și o să rămâneți uimiți și dumneavoastră alegeți rezultatele dacă faceți asta sau nu. Eu unul asta fac și mănânc întotdeauna fructe și legume din grădină cât se poate de sănătoase. Pentru pom, la fel, combate rapănul, combate făinarea, combate uneori, ajută, dacă aș putea spune, siliciu acela ajută la o stopare a acțiunii moniliozei, la piersic este foarte bun pentru bășicarea frunzelor și așa mai departe, poate fi folosit și la pom cu încredere și dumneavoastră nu trebuie decât să-l puneți în practică. Iar până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!